Salut la toată lumea și bine ați revenit la un nou episod. De data aceasta vom încerca un nou joc și anume Vector. Dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like, share, subscribe, aveți serverul de Discord în descriere și fără a mai lungi, haideți să începem. Sunteți obișnuit cu a vedea pe canalul acesta Critical Ops, Free Fire și chestii de genul. Mai fac și rar, dar foarte rar, episoade cu alte jocuri și m-am gândit că dacă tot n-am încercat jocul acesta și fiind un joc, din câte am înțeles, 2012, o perioadă foarte bună și glorioasă pentru acest joc 2012-2017 și eu nu prea am apucat să joc în acea perioadă acest joc. Nu l-am încercat, e pentru prima dată când mă joc și am spus că de ce nu să mai încercăm din când în când și alte jocuri. Nu mereu pot să fac episoade cu Critical Ops sau să spun cu Free Fire, deoarece episoadele acelea sunt ocazionale sau dacă vrei să faci aproape în fiecare zi, nu chiar în fiecare zi, să postezi două episoade pe săptămână cu Critical, trebuie ori să investești bani, gen, și contul meu e free to play, ori, nu știu, să ai mult, mult timp și n-am niciuna nici alta, practic. Și ne rezumăm la ce putem, da? În fine, nu mai contează, ceea ce vreau să spun e că e bine ca câteodată să încercăm și alte jocuri. De data aceasta, după cum v-am spus, jucăm Vector, un joc cu parkour. M-am jucat eu aici puțin și, nu știu, cred că îmi trebuie puncte să deblochez nivelul acesta sau ori să fac două stele sau habar n-am, dar cred că cel mai probabil trebuie să fac puncte și haideți să ne jucăm un prim match, să vedem practic cum este acest joc, să vedeți și voi de fapt. Eu am văzut, e un joc chiar mișto, acest joc am văzut că era pe magazin Play pe locul 3, deoarece acesta nu a mai fost pe magazin Play din nu știu ce motive, efectiv a fost scos și iată că nu știu cum am pus pauză. Și iată că în 2022 a revenit. Bă, dar mi se pare greu acum, n-am mai jucat de 2 zile jocul ăsta. Acum mi se pare greu. Și iată că jocul ăsta a venit în momentul de față, m-am uitat și e pe locul 9, dar când l-am instalat era pe locul 3, ceea ce e ceva să fie un joc pe Magazin Play pe locul 3, mai ales că acum pe Magazin Play practic sunt numai jocuri nașpa, după părerea mea, numai jocuri groaznice și care nu știu de ce sunt făcute. Pentru bani, pentru habar n-am pentru ce. Am făcut și un trick aici destul de interesant și m-am mirat să văd că e pe locul 3. Plus că am început destul de mult să urmăresc din nou, să văd ce mai e popular pe Magazin Play. Nu neapărat obișnuiam să fac treaba asta. Uite că l-am și terminat. Nu obișnuiam să fac treaba asta, dar cred că mai trebuie 50 de puncte. Haideți să vedem cum e și mapa aceasta. Am văzut că este și o variantă cu bani. Cred că asta e varianta aia gratis, cel mai probabil. Jocul are chiar și o poveste. Nu știu dacă avea și înainte. Poate, lol, ce era chestia aia? Nu știu dacă am făcut bine ceea ce am făcut, dar cred că am făcut, nu? Da. Jocul are și o poveste, am văzut. Și pare destul de interesant că acesta, caracterul nostru e controlat de către un boss, să spun așa, și nu știu, și el a încetat să mai fie ceva sclav, habar n-am, ăsta mă prindeți mort. Nu, sunt prea bun la jocul ăsta și pare destul de interesant. L-am făcut, a fost easy din a treia încercare. Ok, nu a fost chiar atât de greu. Nu știu dacă o să stau eu să termin jocul acesta. Dacă vă mai place, dacă vă place, tipul acesta de
nu știu neapărat de episoade, mai bine spus jocul, dacă vă place jocul în sine, putem să mai facem și alte episoade, bineînțeles, că de ce nu, dacă văd acolo apreciere, o să mai facem și alte episoade. Mai am eu și un alt joc ce vreau să-l încercăm pe canal, nu știu cum de am dat de el, dar, what, am pierdut, sunt mort. Nu, sunt pro player, vreau să spun, numesc. Dar, uite mă, iar l-am făcut. Bă, dar durează greu până fac eu 500 de puncte. Adică, de-abia am 80, cred că îmi dă undeva pe la 40 de puncte, habar n-am. Vreau să-mi spuneți, vreau să-mi spuneți ce sunt chestiile astea, dacă știți voi mai bine. Adică, habar n-am, astea tricuri, habar n-am ce sunt scheme. Adică, văd aici că astea costă 300 și dacă dau play, tot mă lasă să joc. Ori îmi dă mai multe puncte, ori, nu știu, nu prea înțeleg ce sunt astea. Spuneți-mi voi acolo în secțiunea de comentarii, fiindcă sunt curios. Oricum, cred că o să rămână jocul ăsta la mine instalat pe telefon, chiar dacă nu o să vă placă vouă. Eu cel mai probabil o să-l mai joc așa în timpul liber, de plictiseală, bă, dar vreau neapărat să ajung acolo, de plictiseală, și mai ales că, na, e un joc chiar bun. Cred că varianta aceea premium, să-i spun așa, e altceva, are probabil mai multe nivele sau moduri, am văzut că are și, nu știu, ceva în genul moduri, cred, habar n-am ce sunt alea, dar din câte am înțeles, are și un fel de moduri. Aici am murit. N-am murit. Am avut bulan. Are și un fel de moduri. What? Cum am murit acolo? Nu înțeleg. Și alte hărți. Astea cred că aici unde sunt cu X trebuie să descărcăm. Habar n-am, nu știu ce sunt alea. Avem și aici hărțile mai speciale, să-i spun așa, pe care le deblocăm cu stele. Din câte puteți observa, eu am 6 stele și îmi trebuie 33. Mai avem aici și un mod unde la fel îmi trebuie 50 de stele. Cred că stelele acestea sunt ca diamantele, se obțin greu. În fine, cam ăsta au fost jocul, cam ăsta au fost și episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea cu un nou episod data viitoare. Salut!